rege care vine. În Luca, capitolul 21 cu versetul 27, găsim scris: Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Hristos i-a îndemnat pe copiii săi să fie atenți la semnele întoarcerii sale și să se bucure când vor vedea indicii ale apropierii regelui care vine. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, a spus el, să vă uitați în sus și să vi ridicați capetele pentru că izbăvirea voastră se apropie. El le-a îndreptat atenția ucenicilor săi către pomii care înmugureau primăvara și a zis, când înfrunzesc și vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Luca, capitolul 21, cu versetele 28, 30 și 31. Însă pe măsură ce spiritul de umilință și consacrare din biserică a făcut loc mândriei și formalismului, s-au răcit iubirea pentru Hristos și credința în revenirea sa. Absorbit de spiritul lumesc și de căutarea de plăceri, așa zisul popor al lui Dumnezeu a devenit orb la instrucțiunile Mântuitorului cu privire la semnele revenirii sale. Doctrina celei de-a doua veniri a fost neglijată. Textele biblice care vorbeau despre ea au fost întunecate de interpretări eronate până când a fost în mare măsură ignorată și uitată. Acest lucru s-a întâmplat în special în cazul bisericilor din America. Libertatea și confortul de care se bucurau oameni din toate categoriile sociale, dorința ambițioasă după bogăție și lux, care a dat naștere unei pasiuni acaparatoare pentru profit, precum și goana nepotolită după popularitate și putere, care păreau să fie la îndemâna tuturor, i-au determinat pe oameni să-și concentreze interesele și speranțele asupra lucrurilor vieții acesteia și să plaseze într-un viitor îndepărtat acea zi solemnă când actuala stare de lucruri va trece. Când le-a arătat urmașilor săi semnele revenirii sale, Mântuitorul a prezis starea de apostazie care va exista chiar înainte de a doua sa venire. Ca și în zilele lui Noe, lumea va fi prinsă în febra activităților lumești și a căutării de plăceri, cumpărând, vânzând, plantând, construind, căsătorindu-se și dând în căsătorie, uitând de Dumnezeu și de viața viitoare. Pentru cei care trăiesc în această perioadă, avertizarea lui Hristos este: luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Părinte Ceresc, te rog frumos, descoperă planurile care le ai cu mine astăzi și să le respect, să te las pe tine să-mi conduci viața. Fii slăvit și lăudat. Amin.